joie de folk din stagiunea respectivă acestui an, am marea, marea plăcere ca invitatul din seara asta să fie un om mie foarte drag, un om pe care atunci când l-am auzit în urmă cu foarte mulți ani, a trezit în mine ambiția de a cuteza măcar să încerc să cânti ca respectivul om adevărat care este aici printre noi. Seara îi aparține mari voci a României, o legendă, domnul George Nicolae. Și am ținut foarte mult să fie prezent la Joia de Folk, el fiind un om mult mai complex în muzică, dar care a avut multe de spus și în ramura asta a muzicii folk. George Nicolae. Domnilor și domnilor, bună seara! Bine, ne-am găsit și dacă vreți, bine am venit eu, bine sunteți veniți și dumneavoastră. M-a emoționat efectiv ceea ce a spus Imi. Noi suntem prieteni de mulți ani de zile și unul dintre noi exagerează mult, în mod voit. Să spun cine e? Tu exagerezi. Uite, vedeți cum începe? Lăsând la parte gluma, ceea ce voi face eu mai devreme sau mai târziu și are locul și rolul lui în acest periplu al nostru în muzica. De fapt, este un pic de folk, un pic de rock, un pic de cam din toate câte ceva. Dar acum bucuria mea este imensă de a vă prezenta un nu mai vreau să spun un tânăr, un debutant, vreau să spun un prieten al nostru, care, al cărui nume se leagă de o prezență, pe de o parte, viguroasă, pe de altă parte, extraordinar de interiorizată, extraordinar de sfârșitoare în existența ei, a muzicii folk românești. Este vorba de cea pe care noi toți, cred că nu a existat nimeni care să o iubească, mă refer în muzica folk, nu cred că a existat nimeni care să iubească pe cineva așa cum am iubit-o și o iubim noi, toți interpreții de muzică folk sau de muzică pop, pe cea care s-a numit și care în sufletele noastre se va numi Tatiana.